Bun găsit, prieteni! Astăzi ne aflăm la Boabe și Struguri ca să savurăm o cafea și să vorbim cu ownerul, cu Andra Tudorie. Mulțumesc pentru că ai acceptat să ne primești astăzi și să ne oferi o cafea foarte gustoasă. E unul dintre locurile în care am savurat cea mai bună cafea din București și sunt destule. Ne aflăm în partea de nord a capitalei. În primul și în primul rând vreau să-mi spui cum de ați reușit voi aici să creați așa o comunitate frumoasă, plăcută, cu oameni care se simt practic, să spunem, ca într-o familie. Cafeneaua s-a deschis acum aproape 2 ani de zile. A fost gândită inițial ca un loc în care lumea se vine să-și ia cafeaua to go și ca un spațiu unde se țineau degustări de vin pentru grupuri restrânse, dat fiind faptul că are doar 30 de metri pătrați. Eu m-am alăturat proiectului după un an, deci acum aproape un an de zile. Și atunci am realizat noi că deja o comunitate se crease destul de mult organic. Și am decis că e cazul să regândim puțin proiectul, să facem spațiu de stat la masă în interior, așa că am reorganizat lucrurile pe aici și am încercat să o transformăm într-un loc în care lumea să vină dimineața pentru cafea și după amiaza, după birou, pentru un pahar cu vin, că de asta se numește și struguri, exact, sau gin sau prosecco sau apă sau orice altceva. Și lucrurile s-au legat cumva natural. Avem mulți oameni care s-au cunoscut aici și care acum se vizitează, ies la masă împreună în alte locuri. Deci cumva ne-am atins scopul fără să facem un foarte mare efort. În mod natural. Natural, exact. Și noi avem multe cunoștințe, mulți prieteni care vin aici să-și bea cafeaua din zonă și au venit chiar și străini care au fost surprinși de faptul că nu oferiți zahăr. De ce recomandați cafeaua fără zahăr? Avem într-adevăr o dată, cel puțin o dată la câteva zile, oameni care vin și ne cer zahăr la cafea, pe absolut toți îi rugăm să încerce măcar să o guste, să vadă cum se simte. Cafeaua de specialitate are niște arome naturale care merită lăsate așa, fără nimic dulce adăugat. Încercăm să le explicăm treaba asta. Avem succes, cred că în 70% din cazuri, în restul de 30% încercăm să îi păcălim, să zic așa, cu o miere sau poate un sirop de agave. În cazul în care nu reușim, mai avem și câte un review negativ. Dar ne străduim să educăm pe zona asta, la fel ca toate celelalte cafenele de specialitate și sperăm să ne iasă, ce să zic, număr cât mai mare. Cine sunt cei care vin să bea cafea? Sunt din zonă sau mai vin și din alte cartiere? Este cel puțin de luni până vineri o cafenea de proximitate. Vin în general cei care fie locuiesc în zonă, fie cei care lucrează în zonă. Avem, bineînțeles, zi de zi multe fețe noi. Sunt cei care tranzitează zona. Iar în weekend vin oameni de mai departe, special pentru cafea, ceea ce din nou ne bucură și ne aduce așa o satisfacție că lumea chiar bate drumul până aici, special pentru noi. Oamenii sunt foarte mulțumiți. Le place gustul cafelei, le place aroma. Acum, în momentul în care cele mai multe localuri, să spunem, fac rabat, din păcate, de la calitate și cresc prețurile, este greu de găsit un loc în care să poți savura cu adevărat o cafea bună. Care este feedback-ul? Ce spun clienții voștri? Le place cafeaua foarte mult? Ce spun despre asta? Le place cafeaua. Ceea ce ne place nouă este că, evident, schimbăm originea odată la câteva zile sau avem uneori și câte două origini în acea zi. Ne dau feedback destul de onest, adică dacă e o cafea pe care mi-e pe gustul lor, ne spun. Însă, cred că cel mai interesant feedback, și nu este un feedback per se, este așa nu este un feedback rostit, este faptul că majoritatea lumii chiar se simte ca acasă aici. De exemplu, îmi vine în gând un gest mai mult decât un feedback, și anume faptul că marea majoritate ne aduce înapoi cănile, ceștele, paharele după ce consumă. Ceea ce pentru noi ne dă așa un sentiment că lumea se simte și face exact ce ar face acasă. Exact. Strângem masa, punem la loc. Și ne și ajută dacă e o oră de trafic, să zic așa, și sunt mese nedebarasate. Avem oameni care chiar ne ajută și ne debarasează, ne șterg mesele. Adică suntem ca o mare familie. Pentru că vorbeai despre origini, la ce te referi? La țara din care proveni? Țara de proveniență, exact. Adică nu este tot timpul aceeași cafea pe care o consumă cei care vin aici. Nu este tot timpul aceeași cafea. Astăzi, de exemplu, am avut Rwanda, acum câteva zile aveam Indonezia. Se tot schimbă, bineînțeles, gustul variază. Tocmai, da. Exact, da. Noi încercăm să fim cumva constanți, adică să nu există niște fluctuații foarte mari.
în general, cei care vin și beau cafea aici vor o continuitate. Adică dacă știi că vii pentru o cafea care îți place, ai vrea să fie similară în fiecare zi. Dar, bineînțeles, că facem experimente și chiar sunt cunoscători de cafea și pasionați care vin și discută cu noi, mai ales cu oamenii noștri din bar și poartă debate-uri și fac testări de produs. Deci e o întreagă cultură care se dezvoltă inclusiv aici. Vă gândiți poate să introduceți și alte elemente în meniu? Acum aveți cafea și băuturi, nu? Da. Adică cafea oferiți cu lapte și cappuccino, sunt mai multe sortimente? Sunt mai multe sortimente, cele clasice, să zic așa, latte, flat white, cappuccino. Avem și alternative la cafea, cum este turmericul, matcha, da? Pentru cei care preferă alte variante sau pentru cei care nu mai vor cafea după un anumit moment al zilei. Și vin și oameni care sunt la office în timpul zilei cu laptopul poate sau să lucreze, există Wi-Fi? Sigur că da, cel puțin de când am renovat și există acest SMS în interior, s-a creat inclusiv o comunitate în comunitate, comunitatea celor care vin și lucrează de aici. Partea interesantă este că unii nu locuiesc chiar în zonă, străbat ceva drum ca să ajungă aici. Pentru o cafea bună. Exact, da, și pentru atmosferă, cred, în general, pentru că sunt foarte multe cafenele de specialitate în București, majoritatea foarte bune. Cred că o cafea bună se poate bea aproape oriunde în București. Dar, într-adevăr, cred că ține mult și de atmosferă, de... Este o poveste foarte frumoasă pe care noi clienții o savurăm la maxim, dar este foarte greu să fii în locul vostru, al ownerilor, al celor care lucrează și se implică, pun suflet pe lângă faptul că știu foarte multe despre cafea și depun un efort fizic. Ce presupune asta sau cum ți se pare ție prin prisma unui owner, proprietarului acestei afaceri? Partea grea, să spun așa, este ca peste tot în Horeca. Se întâmplă totul la foc automat. Noi, da, fiind un loc micuț, cu spații mici de depozitare, dăm zilnic comenzi, avem zilnic livrări, zilnic aranjăm și rearanjăm. Asta, bineînțeles, pe lângă fluxul normal de făcut cafea, spălat și așa mai departe. E interesant lucru cu oamenii și te încarcă destul de mult. Într-adevăr, atunci când avem zile foarte aglomerate, după 12 ore, poate deveni obositor. Da. Cel puțin pentru cei care stau non-stop în spatele barului, dar cred că la finalul zilei își găsești cu oamenii cumva puterea să o ia de la capăt a doua zi și mai ales, na, dacă le place ceea ce fac, da, ar trebui să... Să fie, da, să fie motivați. Suntem cu toții motivați până la urmă și de pasiunea noastră. Exact. Și de faptul că, iată, în acest timp ați primit și o grămadă de feedback-uri pozitive și oamenii continuă să vină. Exact. Ce le transmitem totdeauna în interviurile noastre la final? Un sfat pe care îl poți da tinerilor care doresc să-ți urmeze drumul cumva din punctul de antreprenor sau de al unui business? Cred că ceea ce mi-a lipsit mie multă vreme sau lucrul cu care m-am bătut, ca să zic așa, a fost curajul. Mi-a lipsit curajul multă vreme, cochetam de ceva timp cu ideea. Eu am lucrat multă vreme în publicitate, apoi în corporații, apoi am fost în concediu de maternitate și în tot timpul ăsta aveam o idee încolțită acolo. Fiecare idee care îmi venea cu mai multe minusuri decât plusuri și la finalul zilei ajungeam să o anulez. Inclusiv treaba asta cu cafeneaua a fost destul de spontană, dar am decis că trebuie să-mi iau inima în dinți și să fac pasul ăsta și nu regret nici măcar o secundă. Mi s-a părut foarte complicat la început, m-a scos absolut complet din zona de confort, dar sunt de părere că orice te scoate din zona de confort te face să înveți foarte multe lucruri, așa că de aproape un an învăț zi de zi lucruri noi. Și cred că asta ar fi, da, deși e un sfat care e foarte ușor de dat, dar greu de făcut, curajul, da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu tare. Da, pentru toate aceste informații. A fost o discuție cel puțin plăcută, dacă nu încântătoare. Vă așteptăm, îi așteptați voi. Exact. Și poate ne și întâlnim aici la Băbuși, exact, și Struguri. Mulțumesc. Cu mare drag. Mulțumim și noi.